Bă, salut băieți, eu sunt Cristi și bine v-am găsit la un nou clip, la un nou challenge. Astăzi vom face un draft pe nevăzute, pentru că o să-mi pun această mască la ochi și nu voi vedea. O să mi-o dau un pic jos, să zic așa, ca să văd și ce am ales, ca după să iau următoarele player pick și așa, pentru că altfel e posibil să nu nimeresc. Dar ceea ce e clar astăzi este că eu nu voi vedea ce voi alege, nu voi vedea player pick-urile. Sunt curios dacă voi lua un jucător bun. Dacă iau măcar un jucător bun în draft, cred că am reușit să termin draftul ăsta cu bine. Dați like că mai vreți challenge-uri și hai să vedem ce iese. De asemenea, trebuie să vă recomand site-ul celor la BuyFaCoins. Găsiți în descriere că e un link către site-ul lor, aceștia vând coins pentru FIFA 22. Poate vor vinde din nou și pentru FIFA Mobile. Selectați foarte simplu platforma, selectați câți coins vreți să cumpărați. Veți aici că aveți foarte multe metode de plată și mai mult decât atât, cadou din partea mea, să zic așa, la ce că puteți folosi codul Cristi pentru reducere de 5%. Bun, și suntem aici în draft. Hai să dăm cei 15.000 de coins și nu o să văd nici măcar ce aleg, ce formație aleg, o să fie surpriză. Deci când i-am dat yes, hai să-mi pun asta pe ochi și nu văd nimica, n-am idee, am nimica, efectiv nu văd. Hai măcar să pot să vorbesc așa. Hai să dăm că eram pe yes acum și acum ar trebui să apară formațiile, teoretic. Deci sunt 5 formații, sunt pe prima. O să o luăm pe a patra, deci cred că asta e a doua, a treia, a patra. Și așa, și așa cred că. Ia să vedem dacă am ales bine. Am ales o formație, azi cred să nu vă stai, să nu vă stați, să nu văd. Am văzut doar un Chiesa în orice caz. Deci hai să zicem că nu o să-l luăm pe el, ăsta e al doilea player pick. Hai să-l luăm pe al patrulea din nou. Și nu o să dau, dar o să-l luăm pe al patrulea. Băieți, dar să vă încarce am ales. Mamă, Gullit! Pa, Gullit din prima, băieții. Am zis al patrulea, deci ați văzut. Ok, acum m-am uitat, dar n-am văzut când am luat player pick. Sunt curios ce formație am ales. 4-1-4-1, nu știu ce formație aveam, acolo n-am mai putut să mai verific. Ok, Gullit, ce să mai, deja că am îndeplinit challenge-ul, hai să continuăm. Dacă dăm în jos, ne ia CM-ul, ne ia CDM-ul, hai să luăm LM-ul, băieți, să luăm de la stânga la dreapta. O să iau direct jucătorii, cei 4 care sunt în linie, de fapt cei 5 chiar. Hai să vedem dacă ne descurcăm, băieți, hai să ne, deci prima oară, left mid-ul, o să ținem așa ca să nu văd nimic, cred că eram pe left mid, nici nu mai țin minte. Și o să iau al doilea jucător aici. Bam. Acum mergem în dreapta la CM. N-am idee, nu știu, hai să luăm ultimul. Ar trebui să fie pe primul acum. 2, 3, 4, 5. Bam. Acum ar trebui să fie CDM-ul. Și o să luăm al treilea. 2, 3. Următorul CM, o să iau iarăși 4. 2, 3, 4. Cred că iau bine, băieți, habar n-am, voi ar trebui să știți, să vedeți. Sper să iasă ceva de draftul ăsta. Dreapta, rămâul ar trebui să fie acum. Și luăm al doilea jucător. Bam, ia că i-am dat și... ok, am reușit să fac niște link-uri și chiar niște link-uri bombă. Pentru că Locatelli are link cu Cannavaro, noi n-am idee ce jucători mai aveam pe acolo, probabil am arătat niște icon. De-abia aștept să văd filmarea, să zic când editez, să văd ce am ales și tot, pentru că habar n-am, pare foarte dubios să facem draft să nu vezi nimic. Dar asta e, după o să-mi ia drept, ok, deci o să rămână portarul ultimul. Hai să continuăm, băieți, acum cu apărarea, până acum mă duc super bine, Gil, Llorente, deci aici este left back-ul, o să, cred că o să fie un, aici cred că e un jucător slab. Stați așa că îmi stă pe gură. Hai să luăm al doilea jucător. Bam. Fundașul central. Băi, până la urmă ca idee n-am ales deloc numărul 1, știu. Dar parcă de obicei nu sunt jucători buni pe prima poziție. Să luăm 5 aici. 2, 3, 4, 5. Următorul fundaș. Hai să luăm al treilea. 2, 3. Și acum dreapta. Fundașul dreapta. O să iau iarăși numărul 3. 2, 3. Ia să vedem apărarea cum arată. Băi, ești nebun? Băi, chiar am făcut link-uri bune. Diaz și cu Romero, unul cu... Mamă, Romero cu Shadow și Diaz cu Catalyst. Au link-uri cu un vepul ăsta. Jordi are link cu Gil. Fundașul dreapta, n-am idee cine e, dar n-are link-uri cu nimeni. El e singurul slab în echipă, gen jucătorul care n-are deloc treabă cu nimeni. Ok, mai mi-ar trebui un mijlocaș central icon, dacă mă întrebați mine, ca să-i poate lega pe toți, să aibă eventual un spaniol sau un italian sau nu știu cum, dar așa vor fi, oricum e o formație cam nașpa, sincer, pentru că vedeți că sunt mulți care n-au full cam,
Iorente mare nevoie de linkuri, Locatelli la fel, un Vepu, ce să mai zic, fundașii la fel. Bun, hai să luăm portarul, băieții, și după trecem la banca de rezervă, acolo unde să mergem mai rapid. De ce mi-o pun pe gură, oare, nu înțeleg. Hai să dăm, băieții, portarul. Presimt că aici un icon. Ia stați. Da, miroase a Van der Sar, cred că, și cred că e pe poziția 2. Bam. Hai să luăm direct, băieții, la banca de rezervă. Îi dăm tare, să vedem dacă țin minte. Aici e portarul. O să iau numărul 1. Prima oară iau numărul 1. Aici ar trebui să fie un fundaș. Și o să iau numărul 4, 2, 3, 4. Cred că aici iar e fundaș, am uitat deja ordinea. Fundaș pe numărul 3 o să iau. 1, de fapt 2, 3. Mijlocaș aici. Aca idee, am, îmi dau seama că eu stau și cu ochii închiși, nu știu de ce mai stau și cu ochii închiși, dar acum nu văd nimic. Cred că sper că mă uit în cameră, mă gândesc că stau cu capul drept, deci stau, mă uit în cameră. Mă rog, uit în ghilimele. Hai să luăm, cred că am pe numărul 1 aici, să luăm numărul 5. Sper că am luat numărul 5, nu am numărat câte am dat. Aici deja nu mai știu, cred că e atacantul aici, al 6-lea și pe toate pe banca de rezerve. Și hai să luăm pe al 3-lea, 2, 3. Aici e ultimul de pe banca de rezerve. Oh, deci am mai acomețat la băieții, hai să-i dau pe al 4-lea, 2, 3, 4. Și au rămas, cred că 5 jucători dacă am calculat bine, dacă nu iau și e managerul din greșeală, dar o să mă oprez al 4-lea să văd dacă am luat bine. Hai să vedem, aici nu știu dacă, cred că acum am dat să iau player pick-ul și iau numărul 2. Bam. Hai să vedem următorul aici. Asta cred că e al 3-lea jucător pe banca de rezervă, deja cred că le-am făcut varză aici. Hai să-l iau pe primul și hai că mă opresc aici, băieți, ca să nu iau managerul din greșeală. Nu, nici n-am calculat deloc bine, mai erau încă 4, în cap mai erau încă vreo 2 player pick-uri. Hai să vedem ce am luat. Am luat un Gelson Martins, un Tomiasu care intră bine aici în apărare, destul de rapid. Am luat Horn, n-am portar, am înțeles. Diaby, care poate să aibă link cu fundașul dreapta. Am luat Cunha, care intră bomba aici, să fiu sincer cu voi, și cred că o să joace și Diaby. Ok. Da, și De Frutos, care ar putea juca și el, de fapt, dacă ar fi să îi dea link lui Iorente. Da, băieți, nu e rău, nu e rău deloc de la faptul ăsta, să fiu sincer. Mi-ar trebui un portar, un fundaș dreapta și un mijlocaș, să fiu sincer, dar e greu să mă amintea ceva și să-mi și intre, adică să-mi dea, că eu nu văd oricum ce iau. Probabil am ratat câțiva icon, dar ce pot să fac, că nu văd nimica prin masca asta. Hai să mai punem, băieți, hai să dăm, da, aici, deci. Mai am 4 player pick-uri, hai să fiu atent ca să nu iau managerul din greșeală. Ok, mamă, deci nu văd nimic, azi, un negru total. Orbesc după draftul ăsta. O să iau numărul 3. 2, 3. Sper că am luat bine. Sincer, după Gullit n-am mai luat niciun jucător de top, bro, de top. Bine, Gullit e prea top, adică, na. Aici iau numărul 5. 3, 4, 5. Ăsta ar trebui să fie al 3-lea player pick. Și hai să luăm numărul 2. Și ultimul player pick. Bă, n-am prea luat 1. Hai să luăm aici unul, o să iau unul, acum dau și asta jos. Ai leu ce am, no, nu cred că am ratat Zidane și Puyol. Și am luat Vardy, ok, și Cedric, care ce să vezi că are link verde cu Tomiasu. Dar nu cred că am ratat Zidane, vai de capul meu, măcar mi-am luat Salah. Dar parcă preferam ori Zidane, ori Puyol, vai leu cum intra și Puyol. Dar am zis că iau așa, deci Salah ar fi. Hai să luăm și managerul până la urma urmei, că dacă tot facem tot draft așa, hai să terminăm până la urmă, că poate conta și managerul, deci teoretic l-am luat, cred că am dat pe A. Iau numărul 5, 1, 2, 3, 4, 5, bun. Și cam ăsta ar trebui să fie draftul. Bă, a ieșit destul de bine să fie, adică câțiva jucători buni, chiar foarte bine. Putea echipa asta să iasă fără niciun pic de chemistry. Vedem, are 83 chemistry și încă mai pot face schimbări. Echipa asta putea să iasă cu 23, mă rog, hai nu 20, dar putea să iasă cu 40-50 chemistry. Și uite că n-a ieșit, am reușit să iau câțiva jucători în aceeași ligă, am luat un icon. Chiar și ce icon, bine, l-am arătat pe Zidane și cred că am arătat eu câțiva, dar mai bine că n-am văzut că îmi făceam sânge rău. Și acum că stau și mă gândesc, Tomiasu oricum stă în 7
Și am văzut fundașul ăsta japonez aici, care are și Shadow. Deci, bă, cred că joc cu fund, mamă, 98 stamina, 97 jumping, 96 accelerație, 94 sprint. Bă, cred că o să joc cu japonezul ăsta. Oricum Salah stătea în 6. Adică diferența făcea doar, adică Cedric, adică ar fi practic alegerea între Cedric și japonezul ăsta. Și cred că mai degrabă japonezul ăsta. Și așa că are loc și Ruben Dias pe bancă, o 83 chemistry, 87 rating, așa mi-a ieșit mie draftul ăsta al orbului, al nevăzătorului, nu știu cum vreți să spuneți. Și sincer, geniale, și uitați-vă și voi ce mijlocaș mi-a intras în VEP, uitați-vă și voi ce statistici, 99 stamina, 94 sprint, 89 shot power, băi, e all round de rău de tot, e bine, high cu high, Romero pe Shadow. Am Iorente care are engine-ul și ce card are și Iorente. Păcat de formația asta că strică tot. Dar în rest eu sunt chiar mulțumit. Nici am schimbări ce să fac la început. Mai încolo va intra probabil Vardy. Mă gândesc în loc de Salah sau Cunha. Echipa adversă, fai, Leo, Ronaldinho, Jorginho. Ok, are și el Iorente. Fatiu, la Europa League, pardon, dar e pus în dreapta. Fofana are ăla slăbuț. Iar Amavi cu fundașul ăla n-au full, n-are nici Jorginho full, la o echipă bunicică, bunicică, de nivelul nostru, dar din ăla poate să facă diferența în orice moment. Ia să vedem pe Gil aici în acțiune, în bandă, și încercăm să ne oprim, intrăm în careu, ah, nu ia mingea însă. Ai, mă, ce... Ai, Jorginho, ce bine a urcat și ce bine l-a văzut. Nu știu dacă l-a văzut sau dat-o numerară, dar marchează totuși. Mă, ce șut Benieder. Băi, deci m-a luat Fofana. Băi, nu, n-ai cum, frate, dar nici nu zici că am gulit, mă, că Fofana ăla l-a dominat pe gulit din toate punctele de vedere. N-am trecut odată de Fofana și e gol Fofana, adică nici măcar o carte specială, ceva. Și aici scapă Cunha, pasează și marchează gulit. Bun, bun, 1-2. Oh, da, gulit. Gulit, de ce dă cu stângul din poziția aia? De ce nu s-a pus pe dreptul gulit? Na, ce a făcut mă Romero la faza asta, pe bune? Deci eu nu înțeleg, avea mingea categoric și Bruce s-a luat suflu sau cum. Da, și din păcate am pierdut cu 2-1, dar cu un singur minut de prelungiri ce poți să faci mai multe vorba aia. Hai să dăm premiile, poate primim și noi un draft token, ar fi genial măcar. Ia, și da, primim un draft token, ok. Deci dacă e băieți, lăsați-mi în comentarii sugestii pentru următorul draft ce challenge eventual să mai facem. Mi-a plăcut foarte mult challenge-ul ăsta, să fiu sincer, dar din păcate nu s-a terminat grăzav pentru că ăsta este gameplay-ul, încă n-am jucat foarte mult, să fiu sincer, ca să fac idee de cât de cum e jocul, așadar asta ar fi. Astea fiind spuse, eu am fost Cristi și să ne auzim cu bine pe data viitoare. Pa!